În cursul zilei de 13 aprilie anul curent, polițiștii Bacăvoane au organizat o acțiune pe raza județului pentru creșterea gradului de disciplină și combaterea cauzelor generatoare de accidente săvârșite cu implicarea bicicliștilor, căruțașilor și pietonilor. Atât pe drumurile naționale, cât și în municipii și localități din mediul rural, polițiștii rutieri și de ordine publică au organizat mai multe filtre rutiere, cu scopul de a atrage atenția participanților la trafic, în special bicicliștilor, căruțașilor și pietonilor, cu privire la comportament în trafic, astfel încât să se reducă numărul accidentelor rutiere. În cadrul acțiunii au fost aplicate 244 de sancțiuni contravenționale în valoare de 49.000 de lei. Pentru nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor pe drumurile publice au fost sancționate 30 de persoane, 49 de căruțași au fost depistați cu nereguli, iar pietoni indisciplinați 24. Și conducătorii auto au fost în vizorul polițiștilor Bacăuan, fiind aplicate 27 de sancțiuni contravenționale celor care nu au respectat regimul legal de viteză. Totodată au fost testate cu aparatul etilotest 162 de persoane. De asemenea, au fost reținute 7 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare. Recomandările polițiștilor pentru persoanele care se deplasează cu bicicleta: echipați-vă corespunzător și respectați regulile de circulație, atât pentru siguranța dumneavoastră, cât și a celorlalți participanți la trafic. Nu circulați cu bicicleta dacă vă aflați sub influența băuturilor alcoolice. Este necesar ca bicicleta să aibă în dotare un dispozitiv de frânare eficace, un sistem adecvat, funcțional de direcție și cu sistem de avertizare sonoră. De asemenea, bicicleta trebuie să fie echipată pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, în față cu lumină de culoare roșie și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent reflectorizant, vizibil de aceeași culoare. Totodată trebuie dotată cu elemente sau dispozitive fluorescente reflectorizante amplasate pe roți care în mișcare formează un cerc continuu. Pentru un plus de siguranță, polițiștii recomandă bicicliștilor să poarte casca de protecție omologată, iar în mod obligatoriu, pentru a putea fi observați de ceilalți participanți la trafic, să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescente reflectorizante, mai ales pe timp de vreme rea sau pe timpul nopții. Totodată, înainte de a pătrunde cu bicicleta pe arterele prioritare, reduceți viteza. Asigurați-vă temeinic și dați prioritate de trecere celorlalți participanți la trafic. Asigurați-vă temeinic înainte de efectuarea oricărei manevre în trafic. Circulați cât mai aproape de marginea din dreapta drumului, iar atunci când vă deplasați în grup, numai în coloană câte unul. Când circulați pe bicicletă, nu traversați strada pe trecerile pentru pietoni. Copilul în vârstă de 7 ani poate fi transportat pe bicicletă de către un adult, numai dacă vehiculul este prevăzut din construcție cu un suport special sau dacă are montat un dispozitiv omologat. Nu transportați și nu tractați orice fel de obiecte care, prin volum ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic.